de cât a făcut-o ea, ducând numele botoșanilor și al botoșănenilor și aici și peste Prut și în vestul Europei și în America. E greu de contestat acest lucru și nimeni nu îi poate anula. Sunt bucuros pentru că domnii consilieri care decid cui și cum trebuie acordat titlul de cetățean de onoare al orașului s-au gândit să se uite și în ograda proprie. Să se uite, adică aici, în oraș, și să aleagă un om de mare calitate și un om reprezentativ. Și așa cum este Lucia, mai sunt aici oameni asupra cărora trebuie să se privească, trebuie să fie apreciați și să li se acorde acest titlu. N-aș putea să spun un nume acum, dar sunt oameni care fac economie aici, sunt oameni care creează locuri de muncă, sunt oameni care aduc bucurie într-un fel sau altul și este mai profitabil și mai onorabil să le acordăm lor acest titlu decât unora veniți de nu știu unde pentru o zi la Botoșani, care nu mai fac nimic decât că au trecut pe aici. Poate că ar trebui, cred eu, ca și regulamentul acesta de acordare a titlului de cetățean de onoare să fie revizuit și să se stabilească mai bine și mai precis cui și cum trebuie acordat, să nu mai existe contestații, să nu mai existe câlieli și să ne închinăm deciziei consilierilor care au avut o lege clară și corectă. Ce să spun, cuvintele acum trebuie să fie scurte pentru ca mai mulți din cei de față să poată spună câte ceva. Încă o dată, Lucia, vreau să spun că sunt fericit să fi fost coleg, să fi mers braț la braț cu o viață întreagă în aceeași meserie și în același mediu frumos, mediu intelectual al orașului, pe care am încercat împreună să-l facem să fie mai frumos, să fie mai atrăgător și să însemne ceva în peisajul cultural al acestei țări. Te felicit încă o dată și felicit pe cei care s-au gândit să-ți acorde această înaltă cinste. Mulțumesc!